Chiar dacă echipa de futsal seniori a celor de la Auto Bergamo Deva nu merge prea bine, formația de juniori a clubului are rezultate foarte bune. În ultimul meci disputat în seria din care fac parte, cei de la Auto Bergamo au învins cu 7-1 pe deținătoarea titlului Informatica Timișoara și s-au calificat în turneul final cu 2 etape înainte de terminarea sezonului regulat. Conducerea clubului urmează să decidă pe ce jucător va mai conta de anul viitor la seniori, însă și-a propus câștigarea titlului național la juniori, performanță pe care Auto Bergamo a mai reușit-o cu nu mult timp în urmă. Nu știu sub ce formulă vom continua. Deja noi ne-am încheiat socotelile. Să vedem. Mâine ne punem să vedem cine mai rămâne, cine nu mai rămâne, pe ce mergem, pe ce nu mergem. O să optăm în primul rând pentru Under 19. Acolo vrem să ne batem la tineret, vrem să ne batem la titlu acolo chiar. Deci nu ne mulțumește Elite Round-ul ăsta, care se vă Liga Elitelor. Turneul final al campionatului național de futsal pentru juniori cu vârsta sub 19 ani va debuta la începutul anului viitor.